Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată că ne pregătim să dăm startul unei noi sărate din cadrul Târgului de Crăciun de la Neamț, ediția cu numărul 3. O să vă reamintesc că avem un organizator și acela este Consiliul Județean Neamț, prin Centru pentru Cultură și Arte Carme Seculare Neamț, partener, Primăria și Consiliul Local Piatra Neamț. Organizatorii își doresc în mod special să aducă un strop de bucurie în sufletele dumneavoastră, ale publicului, ale nemțenilor, pietrenilor și ale tuturor celor care ne vizitează zona, județul, orașul în aceste frumoase zile de sărbătoare. Vă invităm să serviți câte ceva de la căsuțele amplasate în târg, fie că e vin fiert, o langoașă, fiecare după pofta inimii, se pare că veți găsi tot ceea ce doriți, inclusiv decorațiuni de Crăciun. În spatele meu sunt niște copilași frumoși, deja sunt tineri, nu? Adolescenți, vin de la Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț și ne-au pregătit un super program. Ei se numesc Friends Forever, grupul a luat ființă în septembrie 2013, atunci un grup eterogen, elevii clasei a 5-a muzică de la Liceul de Artă Victor Brauner Piatra Neamț, alături de diriginta lor, profesor Ciobanu Cristina Ioana. La prima ediție a Târgului de Crăciun, în anul 2016, trupa de tineri artiști de la Liceul de Artă a susținut un important recital de colinde tradiționale. La cererea organizatorilor le-a trebuit și un nume și tot atunci au decis să se numească Colindătorii Neamțului. Însă, între timp s-au mai schimbat lucrurile. O experiență importantă din viața grupului a avut loc în decembrie 2017, atunci când elevii au colindat pe copiii greu încercați de soartă, cei din cadrul asociației Născut Înger. A fost locul și vremea când membrii grupului au devenit voluntari, voluntari ai îngerilor. Așa au început activitățile lor de voluntariat, cu o serie de concerte pentru strângerea de fonduri în vederea întrajutorării copiilor din medii defavorizate. Așa a venit și transformarea din Colindătorii Neamțului în Friends Forever, prieteni pentru totdeauna. Între ei, dar și pentru cei aflați în nevoie. Crezul grupului este unul foarte frumos, mărșăluim, concertăm, ne distrăm, totul pentru o viață mai bună a noastră, a tuturor. Dragilor, vreau să vă apropiați cu toții de scenă, să cântăm colinde, să ne bucurăm pentru că va fi o seară frumoasă, cu mulți tineri talentați, iar spre final avem întâlnire și cu Adina de la Heaven. Rămâneți alături de noi să vă trecem frumos acum în aplauzele dumneavoastră. Friends Forever! Mult succes, Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț! Thank you.
de ceruri se deschid. Născut Hristos.
Scăldată prin gloată, ziua
toată noaptea toată. Cerul iernii ne-a pătrut, dar de-ajuns tot am ajuns să-ți cântăm, să-ți colindăm vestea nașterii să-ți dă. Să te bucuri, să te-ntind de belșug pentru copii, de mioare prin abonoare, de credință și de de copii pe lângă.
facă toate să vii Duhul Sfânt la noi să vii, să avem pace și lumină la copii să thank you.
din neștiinii gazdă-n casă, de ai suflet bun. Și ascultând colinda noastră în țara de Crăciun. Cu ciumotiele înghețate, mătul fric și gen, am pornit și noi vizate, colindăm Domnului lemn. Prin neștiri, gazdă-n casă, mi-ai suflet bun, și ascultând colinda noastră, în seara-i de Crăciun. Primește-ne gazdă-n casă, de ai suflet bun, și ascultând colinda noastră, țara-i de Crăciun. Primește-ne gazdă-n casă, de ai suflet bun, și ascultând colinda noastră, țara-i de Crăciun. Thank you.
Aplauze pentru Friends for Kids, doamnelor și domnilor, Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț. Mulți colindători aici la Târgul de Crăciun de la Neamț. Așa cum se cuvine, așa cum spune datina străbună. Și continuăm programul tot cu niște copii foarte frumoși. Și în scurt timp o să vă bucurați și de un concert extraordinar susținut de Heaven, Adina de la Heaven. Chiar dacă ninge frumos, cam povești, nu este așa? Un motiv în plus să ieșiți din casă, pentru că se apropie și sărbătorile. Vine Crăciunul peste noi într-o săptămână, cam așa, dacă fac bine socotelile. Dacă este cuiva fric, un pahar de vin fiert cu scorțișoară și rezolvă rapid problema. Doamnelor și domnilor, se pregătesc acum copilașii de la clubul Viva Alegria să vină în fața dumneavoastră. Acest club de copii, uitați că sunt acolo și susținători, cei dragi părinții. Acest club Viva Alegria a fost înființat în anul 2008, fiind deja în al 10-lea an de activitate. Organizează în spațiile special amenajate, în sediul propriu din Piatra Neamț, cursuri de canto și dans modern, profesor Alina Apetri, dar și cursuri de teatru și chitară, profesor Gabriel Apetri. De-a lungul timpului, elevii clubului Viva Alegria au obținut zeci de trofee, premii la concursurile naționale, dintre care enumărăm Mamaia Copiilor, Neghiniță, Cântec de Stea sau Music for Kids, Lumini Sonore by Ozana Barabancea. Precum și în străinătate, acești copii au fost peste hotare și au obținut premii în Italia, Croația sau Franța. Totodată, Asociația Culturală Viva Alegria organizează la Piatra Neamț și Festivalul Internațional de Muzică pentru Copii și Tineri, Viva Alegria, fiind în pregătire ediția cu numărul 5. Vreau să le dăm o serie de aplauze, să-i primim frumos, să-i primim călduros. O să vedeți că au și ținute de scenă, iar prezentările se fac imediat să-i cunoașteți pe fiecare în parte. În aplauzele dumneavoastră vor evolua frumoșii copii de la Viva Alegria. Succes, dragilor! Bună seara și bine v-am găsit, vă spune clubul Viva Alegria, în pragul sfintelor sărbători de iarnă. Cu această ocazie vă urăm să aveți parte doar de bucurie alături de cei dragi, sănătate și liniște sufletească. În această seară, micuții artiști, Alegria Music Junior, v-au pregătit cadouri muzicale pline de iubire. Și începem cu un grup intitulat Viva Girls, format din Katinka Gorduza, Adelina Timofte, Ilinca Simionescu și Adelina Creangă. Aplauze, vă rog! Cinci minute am înghețat, dar tot cum pare minunat.
Urmează un alt grup numit Sweet Girls, compus din Giulia Dobrea și Ecaterina Maslikov. Ne vor cânta Noapte de vis, după care Rebecca Cojocaru, Iarna spune povești și nu în cele din urmă Maria Tofan, Mary Did You Know. Nu te mai lasă pleci, noaptele vis alături de tine.
Atmosferă feierică, o avem pe Evelyn Pavel, un an nou fericit.
Miruna Bistriceanu ne încântă cu melodia Iarna vine pe patine, iar după care Sara Șmighelschi, O iarnă atât de frumoasă. Să le încurajăm! Yeah.
sărbătoare o primim și pe Andra Dumitru cu melodia Colindăm, după care Amalia Oniga, Eu mai cred în Moș Crăciun și Ana Maria Lazar, Underneath the Christmas Tree.
Adelina Timofte și Flavio Amariei vor interpreta piesa Vals de Crăciun. Și nu în cele din urmă, eu, Gabur Serena, Crista Ursache și Marin Cosmina, cu melodia All I Want for Christmas is You. Vă mulțumim că ați stat alături de noi în această seară minunată.
vă urăm sărbători binecuvântate și un an nou plin de speranță și de bucurie. Mulțumim! More than you could ever know.
aplauze, doamnelor și domnilor, pentru copiii aceștia minunați de la Clubul Viva Alegria. Vă mulțumim frumos pentru program. Am cântat, am dansat. V-ați încălzit între timp? Da? Era să nu vă recunosc, v-ați schimbat geaca, dar mă bucur că sunteți prezent aici pe poziție, așa cum ați promis din prima seară. Haideți alături de noi, apropiați-vă de scenă. Continuăm programul tot cu niște tineri foarte, foarte talentați și vreau să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că după aceea va fi și un concert extraordinar susținut de Adina de la Heaven. Până atunci vreau să vă fac cunoștință cu niște tineri care vin din Vaslui. Corala Fantasia s-a lansat în iarna anului 1995. De atunci încoace, Fantasia a devenit destul de rapid o prezență nelipsită din evenimentele artistice desfășurate la nivel județean și mai târziu pe scene din țară, dar și din străinătate. Corul a atins un înalt nivel de maestrie vocală, transformând fiecare spectacol într-un eveniment artistic impresionant. Forța, acuratețea și culoarea diferitelor interpretări, sensibilitatea și entuziasmul prezenței scenice au sporit frumusețea și valoarea repertoriului. Corala Fantasia are un repertoriu bogat, peste 100 de cântece. Astă seară o să ascultăm doar 6, dacă am înțeles eu bine, a cărui paletă pleacă de la rafinamentul ritmic al muzicii sacre, trece prin sunetele gospelului și ale jazzului, pentru a nu uita în final puritatea muzicii corale folclorice. Dirijorul coralei Fantasia este profesorul Vasile Negură. Încă un pic gustăm din spiritul acesta frumos al sărbătorilor de iarnă, mai ales că astă seară, doamnelor și domnilor, ne și bucurăm de o ninsoară foarte plăcută. Nu este nici foarte frig la Piatra Neamț, așa că putem continua programul, iar dumneavoastră să rămâneți alături de noi. Mă uit așa printre dumneavoastră, un public, ați și luat un încălzitor unii. Aplauze așadar pentru Corala Fantasia Vaslui. Dintr-un oraș ce poartă pecete de domn și rezonanță de tropot la podul înalt, un oraș ce a miroase a parfum nemuritor de istorie, capitană de suflet a marelui Ștefan, au venit astăzi să vă colinde copiii coralei Fantasia a Palatului Copiilor din Vaslui. De 23 de ani, acest cor renaște mereu de la o generație la alta, sfidând drotirea anotimpurilor. Și-au favorit un nume și un renume prin seriozitate, sacrificii și trudă, descoperind puterea de a merge mai departe și de a trece peste obstacole. Acești copii au purtat și poartă pe umeri povara dulce și muncită a unei supremații naționale, a unor festivaluri și concursuri de prestigiu greu din Europa.
s-au impus mereu prin împătimire, dăruire, în afara trăirii artistice. Prin muzica lor îi dăruiesc prietenie și prețuire, locuindu-i frumos pe cei din jurul lor. Și ar mai fi ceva, bucuria pasiunii ca stare de spirit și mai ales grăuntele acelea superb de venerație și recunoștință față de maestrul lor, profesor Vasile Negură, cel care acum 2 luni și vreo 63 de ani se năștea la Piatra Neamț. Să le ascultăm colinda! Lăudați și cântați și vă bucurați! Lăudați și cântați!
happy day. Prospero año y felicidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Aplauze, doamnelor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră corala Fantasia, că mi s-a atras atenția că n-am pus corect accentul. Vaslui, aplauze încă o dată. Vă mulțumim frumos pentru acest moment cu adevărat magic. Vă așteptăm să reveniți la Neamț, poate și cu alte ocazii. Ia să vă văd pe unde sunteți, în dreapta scenei, în fața scenei. Haideți cumva mai aproape. Să încercăm așa să ne încălzim sufletele. Vine, tu iar ai început să strigi și să strigi și iar să strigi. Un pic mai încet, da? Ca să pot comunica cu tot publicul. Haideți, doamnelor și domnilor, mai aproape de scenă, pentru că petrecerea continuă aici la Târgul de Crăciun. Ediția cu numărul 3, așa cum vă spuneam, încă de la începutul evenimentului. Ediția anului 2018, un eveniment organizat de Consiliul Județean Neamț prin Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculară Neamț, partener Primăria și Consiliul Local Piatra Neamț. Da, continuăm seara, continuăm distracția, urmează într-adevăr Adina, ai spus foarte bine. O să văd eu dacă puteți striga cu toții Adina ceva mai târziu. Ea s-a lansat în anul 2005 alături de Heaven. Și în formulă de 3 au performat până în 2016, iar de atunci a început o carieră solo. Eu sunt convinsă că știți piesele, că o să cântați alături de ea, o să dansați, pentru că până la urmă despre asta este vorba, despre sărbătoare, despre distracție, de asta ați ieșit din casă, nu-i așa, să vă simțiți bine alături de noi și să petrecem cum se cuvine, pentru că odată în an este Târgul de Crăciun, mai ales aici la noi, la Neamț, ediția cu numărul 3. Haideți cu curaj aproape de noi, aproape de scenă, doamnelor, domnilor, ne distrăm chiar acum și invităm în scenă pe Adina Heaven! Bună seara, Piatra Neamț! Eu o să încerc să nu alunec aici. E puțină gheață, dar ne descurcăm împreună, nu-i așa? Vreau multe aplauze pentru fetele mele! Și domnii mă ajută așa? He, 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 he. Chiar dacă suntem puțini în seara asta, sunt convinsă că o să faceți gălăgie cât pentru 1 milion de oameni, nu? Moldova! Am venit acasă la mine, Moldova! Vreau să mă aud, domnilor! He, 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 he! Și mai tare, și mai tare!
Mai devreme, poate mulți dintre dumneavoastră știți că sunt vasluiancă, aici aproape, ceea ce înseamnă că sunt moldoveancă și mă bucur atât de tare de câte ori vin acasă, pentru că mă simt ca acasă aici. Bun, vreau să-mi promiteți un singur lucru. Ne distrăm împreună? Cântăm, dansăm? Sunteți siguri? Bun, următoarea piesă este o piesă pe care eu am lansat-o acum 13 ani. Piesa se numește Dumă pe o stea și sunt convinsă că o cunoașteți foarte bine. Haideți să cântăm împreună Dumă pe o stea special pentru... Come down, say you love me.
de tot sufletul! V-ați mai încălzit puțin? Vreau foarte, foarte multe aplauzele din partea dumneavoastră pentru grupul dinainte de la Vaslui. Au fost excepționali. Atât de tare m-am bucurat. Vă pup cu tot respectul, domn profesor, Cristi, toată lumea. E o senzație minunată să vii acasă, să vezi oameni pe care nu i-ai mai văzut. Nu știu, cred că de 10 ani cel puțin nu ne-am mai văzut, Cristi, ceva de genul ăsta, nu? Am dreptate. Și așa, na, îmi mai aduc și eu aminte de copilărie, de adolescență. A fost foarte, foarte frumoasă perioada. Și să știți că și la Piatra Neamț vedeam în vacanțe tot timpul și făceam cumpărături. Foarte frumos oraș și m-am simțit bine mereu. Eu am o întrebare pentru voi. V-a spus cineva în seara asta că sunteți foarte frumoși? Nu v-a spus nimeni! Atunci vă spun eu, pentru că nu există moldovean care să nu fie frumos, atât bărbat cât și femeie. Următoarea... Ne mai încălzim, da? Vin v-ați luat? Sunteți cu vinuțul cald acolo? Eu o să beau după să mă încălzesc și eu. Următoarea piesă este o piesă care mie îmi place foarte tare, o piesă mai de club, așa, dar ne descurcăm și în aer liber, pentru că până la urmă e ziua voastră azi, da? E ziua noastră a tuturor. La mulți ani, Piatra Neamț, party! Să petrecem împreună, zic! Let's up, let's up. Raise your arms, raise your eyes, take my hand and we can go now. It's our time, we can't deny, this is what we really want now. This is what we got for you. Raise your arms, raise your eyes, never thought that I would find you. Up like this, yo. Și că mai încolo am voie, o să vin la dumneavoastră să cântăm împreună.
Și acum vreau să vi le prezint și pe fetele mele. Vreau multe, multe aplauze pentru Dana! Multe, multe aplauze pentru Oana! Și multe, multe aplauze pentru Andreea! Ar fi fost și a patra, dar a rămas acasă la București pentru că s-a îmbolnăvit, a răcit foarte, foarte, foarte rău. Am concertat săptămâna trecută, nici nu mai știu, am avut vreo trei concerte și toate în aer liber, ultimul în Piața Constituției în București și a reușit să răcească, așa că am lăsat-o acasă. Da, Marșus, tu? Ce vrei să cântăm pentru Piatra Neamță în seara asta? Vreau să ne îndrăgostim aici. La lăb. Eu cred că te-ai îndrăgostit deja, că ți-am spus de Moldova, n-ai cum. Ea e bucureșteancă, dar mă iubește pe mine care sunt moldoveancă și clar vă iubește și pe dumneavoastră, nu-i așa? Următoarea piesă se numește La La Love. Vă plac piesele cu Iz Balcanic? Vă plac, nu? Haideți să vedem! La La Love special pentru dumneavoastră! Vreau să mă aud palmele, da? Toată lumea odată cu mine? Asta e Laura, da? Ea a compus piesa, ea a început-o! Mulțele toată lumea odată cu mine! Am lansat o piesă care se numește Good Times și pe care o să vă cânt în seara asta. Piesă pe care am înregistrat-o alături de iubitul meu, Glenn, care va concerta săptămâna viitoare aici la voi. Știți asta?
Glenn, sunt bucăți, Eco, Elena, Gheorghe, știți piesele, pentru că toate au fost number one. Săptămâna viitoare îl vedeți și pe el. Good time special pentru voi. În seara asta mă simt minunat, Pietra Neamț! Cântăm împreună o piesă care mie îmi place foarte tare. Cine știe Ionelule mâna sus, ia să văd. Așa, acapela, schimbăm un pic cu genul muzical. Cine știe Mărie și Mărioară mâna sus? Mai multă lume, deci o cântăm basa împreună, da? Și o dedic Măriilor, pe amândouă, e sigur? Și una și alta, bun, atunci începem cu... Și-am zis verde sălcioară, Mărie, Mărie și Mărioară. Și voi cu palmele, ia-mi par de mă omoară. Păi parul să fie de plop, să nu mă omor de tot, măi. Eu nu fac palmele, Mărie și Mărioară. Un par de mă moară. Și cine cântă următoarea strofă? Ia să văd cine începe. De trei zile zac în boală și nu-mi zice nimeni scoală. Și voi cu mine, da? De trei zile zac în boală și nu-mi zice nimeni scoală.
palmele și refrenul cu voi, da? Dar de zice dumneata m-ar mai trage inima, măi. Păi ați spus că o cunoașteți. Mărie și mărioară, ia un par de mă moară. Așa ca un moment separat de tot show-ul nostru. Mărire, le avem aici, le avem. Mergem mai departe. Florin, dă-i play. Cred că învelește-mă cu tine și vreau să le îndelitez de mele. Și toată lumea face gălăgie pentru Piatra Neamț. Așa mă vreau. Nu e superstar sau milionar, dar e bine pentru noi. Dacă ne iubim și nu ne mințim, suntem invincibili doi. Nu e superstar sau milionar, dar e bine pentru noi. Dacă ne iubim și nu ne mințim, suntem invincibili doi. Și nu mică și nu agic, baby, sunt a ta. Lăsă-mă câtele în jos, nimic. Și privim luna. Este cu tremur de 10 grade. Îmi duce noaptea peste mecare. Când o cheia la cămașa mai stai. Când mă ții în brațe sunt hai. Nu e superstar sau milionar, dar e bine pentru noi. Dacă ne iubim și nu ne mințim, suntem invincibili doi. Nu e superstar. Connector. Mi-a compus o piesă care a fost pe radio, care a avut mare, mare succes acum câțiva ani. Doi să fie sau trei, că nici nu mai știu. Piesa se numește Eli și vreau să cântăm, să dansăm împreună, da? Și promit că o să vin la dumneavoastră să facem un trenuleț după. Facem așa? Bine. Eli, special pentru voi! Yeah.
You're the one, 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 you're the one, one. I give some my love when you give me some, 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 some till the morning, some, some. You're the one, one. Microfon, sper să o mai pot mișca până la finalul show-ului, dar mă încălzesc după aia, nu? Să vedem cine mi-aduce și mie un vin fiert după spectacol. Se oferă careva? Pentru că n-am voie să beau în timp ce cânt, adică muncesc, nu se poate. Acum mai glumim și noi, dar să știți că ar prinde tare, tare, tare bine un vin fiert. Bun, eu anul ăsta, de fapt de fiecare dată de Crăciun, îmi doresc foarte tare să cânt și piese specifice sărbătorilor. Și în seara asta vreau să cântăm împreună o piesă care mie îmi place foarte tare și sunt curioasă să văd cine cunoaște All I Want For Christmas Is You. Știe toată lumea piesa asta, nu? Și o să o cântați cu mine? Dar înainte de toate vreau să dedic piesa asta prietenei mele Carmen. E prietena mea de 20 de ani și a venit de la Vaslui să mă vadă câtă lume, câtă lume. Îmi dau lacrimile de fiecare dată când vorbesc despre oameni pe care îi iubesc. Și nu în ultimul rând, vă dedic și vouă, da? All I want for Christmas is you! Piatra Neamț, vă iubesc din suflet! All I want for Christmas! Sunt dragă, asta era, vreau brațele sus și dacă aveți telefoane, să facem o mare de lumină aici! All I want for Christmas, there is just one thing I need.
sufletul Pietra Neamț. Aplauzele noastre pentru voi. Sunteți minunați și mă simt extra. Mai vreți? Sigur? Nu vreți să mă opresc aici? Nu? Stăm până dimineață și cântăm împreună? Sau termin eu de cântat și după aia cântați dumneavoastră pentru mine? Ce spuneți de treaba asta? Încercăm și invers? Păi muncim, muncim până dimineață, dar să știți că o fac cu drag. Bun, eu mă gândeam așa, mă uitam aici și am văzut în jurul meu niște doamne și domnișoare cu ochi absolut superbi. Nu știu dacă voi ați văzut treaba asta, pentru că moldovencele sunt frumoase, nu-i așa? Cele mai frumoase, am dreptate sau nu? Și moldovenii, vorba aia, că am fost și eu măritată cu un moldovean, mai de mult, dar acum vreau să le mărit pe fetele mele aici la Piatra Neamț. Ce spuneți? Le mărit aici la ea care va de nevastă? Sigur? Dar nu aveți prietene, adică să nu avem probleme la Piatra Neamț, nu de altă, dar... N-avem, nu? Pe cine? Dana! Deci pe Dana vă las aici la Piatra Neamț. Andreea e măritată, are și un bebeluș superb. Și Oana încă e prea mică, abia are 19 ani, deci cred că mai are de stat un pic, nu? 20. Ce-am făcut, Oana? Am greșit? 23, doamne, deci m-am zăpăcit complet. Dar puteai să mă corectezi și tu după măcar, măi, Oana, măi. Am făcut 23 acum două zile. A fost o glumă, de fapt a vrut să o pun în dificultate și vreau să-i cântăm cu toții la mulți ani. Pentru că eu n-am apucat, abia astăzi ne-am văzut. Cântam... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Oana să trăiască, Oana să trăiască, la mulți ani. La mulți ani să ne trăiești. I-am lăsat-o așa, m-a făcut că nu știu ca să-i facem surpriza asta frumoasă. Următoarea piesă se numește Ce ascunzi în ochii tăi și vreau să văd ce ascundeți în ochii voștri, da? Ochii tăi, tare, tare, tare. Cu brațele în aer, Pietra Neamț. Hai, toată lumea odată cu mine. Și cu gălăgie înainte. Doar atât puteți, nu vine să cred.
deci m-ați făcut să plâng în seara asta. Vă iubesc atât de tare și vă mulțumesc atât de tare că ați stat cu noi. Știu că e frig, acum ninge și atât de frumos e un peisaj de poveste aici la voi la Piatra Neamț. Și cred că acum o să vin și eu în fața scenei, asta după ce o să recuperez și eu haina, dacă mă poate ajuta cineva. Mă primiți acolo cu voi? Bun, o să rog pe părul meu să pregătească piesa Jingle Bells, pentru că o să încheiem așa spectacolul ăsta atât de frumos, la care m-am simțit atât de bine și sper că și dumneavoastră v-ați simțit bine cu mine. V-ați simțit bine sau nu prea Piatra Neamț? A fost bine, da? Vin acolo, îmi tăiați microfonul să nu fac microfonie, până în față. Bun. Hai că n-am făcut microfonie. Vin aici. Sănătate și dumneavoastră. Facem așa. Toată lumea după mine facem un trenuleț, da? Pentru că piesa asta e cea mai cunoscută în toată lumea, piesă de Crăciun. Și vreau să o dansăm și să o cântăm împreună. Trenulețul aici, Piatra Neamț. Jingle Bells, mă iubesc foarte mult, moldovenii mei! Și toată lumea cântă cu mine, da? Vreau să vă aud. Haideți! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the cars to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the cars to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing and sleigh so tonight. Și uite așa mai închidem o seară frumoasă din cadrul Târgului de Crăciun de la Neamț.